prăjitura mea cu bostan și cu nuci și să gustăm să vedem dacă este bună. Un deliciu, bunătatea! Prăjitură cu dovleac, cu fulgi de ovăz, cu stafide, nuci, ghimbir, tumernic, scorțișoară, un deliciu. Uitați cât este de moale. Ia uitați. Un deliciu. Bună ziua, bine ați venit pe canalul meu de YouTube, Prăjituri cu Camelia și Bucate Gustoase. Astăzi vom face o prăjitură cu fulgi de ovăz, i avem aici, și cu bostan copt la cuptor. Și pentru această rețetă vom avea nevoie de 150 de grame de fulgi de ovăz, vom avea nevoie de 3 ouă, 100 de miere, 100 de unt, 400 de dovleac copt la cuptor, 50 de grame de nucă măcinată sau fructe uscate măcinate, 50 de grame după preferință, 40 de ghimbir confiat sau puteți pune și ghimbir în praf sau ghimbir proaspăt tras, 40 de grame de stafide, un praf de sare, 16 grame de praf de copt și vom mai avea nevoie de tumernic proaspăt sau în praf. Îl avem aici, tumernic, am o linguriță, scorțișoară, o linguriță cu vârf și ghimbir dacă dorim să punem și praf. Eu am să pun doar confiat. Și acum vom avea nevoie de puțin ulei să ungem o formă și am o formă așa, în formă de brăduț din silicon. O vom unge cu ulei, vedeți? Și să trecem la treabă. Și acum în vasul nostru vom pune ouăle, praful de sare, amestecăm adăugăm și miere de albine, o punem pe toată amestecăm Vom adăuga bostanul nostru copt la cuptor. Adăugăm și untul topit. Nuca, stafidele, ghimbirul confiat, scorțișoară, cum am spus, o lingură plină cu vârf, așa, și tumernic, cam o linguriță. O să punem așa aici, puteți pune și proaspăt. Amestecăm bine totul. Punem și praful de copt. Amestecăm. Și acum adăugăm fulgii noștri de ovăz.
făcuți făinuță. Deci am măcinat. Și acum într-un blender. Acum scoatem și amestecăm cu o palețică. Acum vom unge forma noastră cu puțin ulei. O puteți tapeta și cu puțină făină dacă doriți. Așa, și dăm așa repejor peste. Vom da la cuptor la 170 de grade până se coace, circa 25-30-40 de minute. O să înțepăm puțin cu scobitoarea. Așa, o să iasă o prăjitură umedă. Și acum turnăm compoziția noastră în formă. Vedeți? Și punem totul în forma noastră. Așa. Batem așa puțin să se așeze. Și acum vom da la cuptor. La 170 de grade până se coace, circa 30-40 de minute. Uitați cât este de moale. Ia uitați. Un deliciu. Mmm.